Bună ziua! Ne aflăm pe o plantație de copaci Paulonea Cotevisa 2 în România, Zau de Câmpie, județul Mureș. Acești copaci au circa 3 luni de vegetație în acest an 2018, după ce s-a executat tăierea tehnică. După cum puteți observa, lucrările nu au fost efectuate corect până la capăt. De circa 15 zile, părerea mea, nu au fost înlăturați lăstarii din partea superioară a acestor copaci. Deci, au 3 rânduri de lăstari. Lăstarii cei mai mici au în jur de 10 cm. Din partea inferioară acestora de sus, au circa 30-40 de centimetri și ceilalți din partea de jos, deci primul rând de jos, care nu au fost înlăturați, au circa 50-60 de centimetri. Deci 3 rânduri de lăstari care nu au fost înlăturați la timp. Asta înseamnă că afectează negativ, deci lucrările nu sunt corect executate în ultima fază, adică în ultima lună. De 15 zile nu s-au mai executat lucrările care trebuiau executate. Nu știu din ce motiv, proprietarul nu este pe teren, noi am venit într-o inspecție inopinantă, acest proprietar nu a putut fi de față astăzi și noi vă arătăm live ce avem pe această plantație. Eu trebuie să constat ce probleme sunt, dacă sunt și ce, și să dăm proprietarului indicațiile corecte ca să putem avansa și să nu avem pierderi majore. Deci, în concluzie, plantația este bună, nu are irigații, nu știu cum a fost udat, trebuie să vedem, să analizăm și acest lucru, cu toate că lacul este în stânga noastră și posibilitatea de irigat cu puțin bani există. Dar una peste alta, acești copaci de 3 metri, 3 metri și jumătate, cu diametre de 7-9 cm, părerea mea, cu o îngrijire de 80% corectă, 20% din cauza acestor lăstari nu sunt satisfăcut, deoarece acești lăstari trebuiau înlăturați. Nu contează motivul, dar trebuiau înlăturați. Deci, cum se poate observa în planul îndepărtat, apă există, pânza freatică, părerea mea, aici este de la bază, unde la circa 50 de centimetri, 70 de centimetri, după aceea acest teren este înclinat, ar avea posibilitate de udare cu furtune, cu picătură autocompensante, cu diuze autocompensante și costurile ar fi mult reduse dacă s-ar proceda la aplicarea tuburilor de irigații. Dar nu comentăm acest aspect, probabil că doar pentru un singur hectar proprietarul a hotărât să ude manual. Noi suntem pentru mecanizare pe toate planurile, dar fiecare își execută lucrările și procedează cum dorește, în funcție de posibilități. Am vrut să vă explicăm toate acestea pentru că dorim să fim din toate punctele de vedere transparență totală cu toți clienții noștri, prezenți și viitori clienți. Vrem doar transparență totală. Mulțumim pentru atenția pe care ne-o acordați.